Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Cătălin de la Asociația Suporterilor Sărcios Iași, iar astăzi voi continua cu un nou episod legat de Muzeul Suporterilor Iași sau Muzeul Sportului Ieșean. Un episod legat de fostele echipe de club din orașul nostru și o să încep să vă prezint câteva fanioane care au aparținut acestor echipe. În prim episod doar, vor mai urma și altele. Și haideți să încep să vă prezint câteva fanioane interesante, fanioane destul de rare pe o piață de colecționari și care ar trebui să stea într-un muzeu, să vă fie prezentate și dumneavoastră într-un mod mai frumos și bine arătat. Voi începe cu un prim fanion legat de Sportul Rege și de echipa care ne-a reprezentat atâți ani pe prima scenă a fotbalului Ieșean, deci Politehnica Iași. Aici un fanion cu chipul jucătorului Nacis Ciocărlan. Nu știu cât de bine se vede. Un alt fanion legat de Clubul Politehnica Iași. Aici un fanion cu chipul jucătorului Gheorghe Munteanu. Gigi Munteanu, cum știm cu toții. Un alt fanion legat de Politehnica Iași, anii 70. Încă un fanion, Ursu Mircea, tot Politehnica Iași, și alt fanion cu fost suportar Ioan Bucu. Cred că s-au văzut destul de bine. Un alt fanion care are legătură cu fotbalul ieșean și cu Politehnica Iași, un fanion din anii 70. O echipă de participante din acel campionat, Politehnica Iași este aici, trecută. Un alt fanion interesant care nu are legătură cu echipele de club, dar este un fanion care aparține Colegiului Județean al Arbitrilor din orașul nostru. Al arbitrilor de fotbal, bineînțeles. În Iași mai existau și alte echipe, alte asociații sportive, precum și Mecon, care avea secție de handbal, Mecon Iași. Un alt fanion interesant este de la aparținut din anii 80 și aparținând de echipei de fotbal al Tehnoton, Asociației Sportive Tehnoton Iași. Da, multe asociații sportive își desfășurau activitatea în orașul nostru în anii 80. Sportul era destul de dezvoltat. Se punea o bază, în special fiecare asociație spunea bazele pe angajații de la întreprinderile respective din anii 80, cum sunt și cum au fost cei de la Nicolina, cum au fost cei de la Mecon, Tehnoton, Terom. Aici avem un fanion, anii 60. Femina Iași, prima echipă de fotbal feminin din orașul nostru. Un fanion destul de vechi. Un alt fanion interesant a aparținut Asociația Sportivă Constructorul Iași. Și a aparținut secției de fotbal. La fel, anii 80. Terom Iași. Asociația Sportivă Terom Iași, echipa de handbal a Iașului,
care ne-a bucurat ochii și chiar zilele. Multe meciuri spectaculoase la sala polivalentă din Iași. Tot un fanion legat de echipa noastră Terom Iași, un fanion al echipelor participante în campionatul feminin de handbal din ediția 86-87. Iar în colț aici este și emblema clubului nostru, Terom Iași. Dar nu în ultimul rând, un alt fanion interesant, aparținând Aura Iași, Handball Club Aura Iași, anii 90. Una din echipele de handball care ne-a bucurat ochii de-a lungul timpului. Cam atât pentru astăzi. În acest episod v-am prezentat fanioanele fostelor echipe de club, a unor foste echipe de club din, sau asociații sportive din orașul nostru. În episoade următoare voi prezenta și cealaltă parte a fanioanelor. Deocamdată ați văzut doar o mică parte. Până data viitoare, vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună!